Bă, dar ce răi sunteți, mă uitam pe chatul emisiunii, am întârziat și noi 4 minute. Nu suntem ca trenurile japoneze, să mai întâmplă chestiuni tehnice. Da. Maestre, bună ziua! Păi nu, stați că trebuie să le explicăm de ce. Da. Pentru că, am o cameră ultra performantă care nu merge decât printr-o aplicație. Și neștiind care e aplicația, că IT-ul meu nu-l găsesc, nu, orice făceam manual nu mergea. Adică, deci, pe ideea asta trebuie să știți că la un moment dat, azi înainte a plecat de acasă, i-am zis, Doine, mă, da, dacă se strică, dispare internetul, că vine apocalipsa, nu mai rămâne nimic din operele mele de pe internet. Nu înțelegeți? O să râdeți. Păi nu, e o dacă, mare problemă. Atenție și dacă cu canalul vine Nu, apocalipsa, poate, și ai o carte, stă dracule undeva, nu știu, într-o bibliotecă de undeva din munți, dar aici, de prima dată, se prăjește internetul. Așa adică e. Aici. Așa e. Nu, dar înainte de a exploda bomba atomică, trebuie să le spunem, primul lucru pe care îl fac, care se întâmplă, de-aia a fost discuția aia cu racheta, care se strică tot ce este contact, internet, telefon mobil, gata. În acel moment, toată opera ta a dispărut. Așa e. Ai Sadoveanu, dacă ar fi numai pe internet, n-ar mai exista. Maestre, vreau să începem cu o chestiune care mi se pare halucinant. Niște ofițeri germani, de rang înalt, deci niște băieți ăștia, cum să vă zic, adică grei, într-un moment în care lucrurile în lume sunt pe un butoi de pulbere, se așează și vorbesc despre chestiuni extraordinar de sensibile, cum ar fi trimiterea de rachete Taurus, bombardarea podului de la Kerch, ăla care leagă Crimeea de zona continentală. Și aceste informații le discută ei, generali, bă, mari ai armatei germane, ofițeri, grei de tot, pe o platformă publică WebEx. Și aceste informații, cum se întâmplă în război, că război e pe diverse planuri, nu e doar pe terenul de luptă, e peste tot, sunt interceptate de ruși. Ele au fost difuzate în weekend de, nu știu ce, redactor șef ajung pe la agenția de presă a rușilor, o doamnă, așa? Nu, la Russia Today. La Russia Today a dat presă, nu, stați. Da. A dat serviciu, a dat presă. În presă, că la noi. Presă, da. Da. Și a început o nebunie întreagă. Politico, spre exemplu, deci marele site Politico, da, zice așa, Germania acuză Moscova de atac de dezinformare, mă rog, în scurgerea convorbirii seniorilor, ofițerilor de rang înalt din armata germană. Bă, tâmpiților, nu era nicio scurgere. Acești besencizme, cum le spuneți dumneavoastră, names de data asta, s-au apucat să vorbească cum ar fi vorbit la, nu știu, au ținut o videoconferință, s-au apucat să povestească, să, hai să facem o șezătoare, hai să facem, normal că pe platforme nesecurizate, pe nimic, până și nemții au zis, domnule, o gravă problemă de securitate, cum e posibil ca astfel de subiecte să fie discutate așa oriunde, ca în piață, te întâlnești și vorbești despre cum o să dăm noi bombe. Iar ăștia, ca să spele cumva, nu știu, ca să o întoarcă iarăși genul ăla de să răstoarne lucrurile, au zis, domne, Rusia e de vină, bă. Rusia e de vină că au difuzat o convorbire publică făcută de niște tâmpiți. Nouă, însă aceasta ne arată, iertați-mă, eu sunt realmente îngrozit, maestre. Deci noi suntem pe mâna unor terchea-berchea în toată această nebunie planetară. Noi, lumea occidentală, ca să zicem așa, suntem pe mâna unor terchea-berchea. Lasă-i pe ăștia ca Iohannis, Macron, ăștia care conduc din punct de vedere politic. Dar din punct de vedere militar, dacă la nivelul armatei germane se întâmplă așa ceva, nu îți rămâne decât să îți faci cruce, că altfel nu știu ce mai rămâne de făcut. Te comentez? Vă rog. Păi cred că n-a existat o emisiune cu noastră în care, și jurnal video în care să nu spun că 2 ani de război pentru ruși a fost aur curat. Deci gândiți-vă că războiul propriu zis, pe teren, te învață într-o lună cât nu înveți pe hârtie besencisme în 10 ani. Uh-huh. Ei au verificat. Deci nu, de-aia mereu mi-e ciudă că în România avem besencisme și care, dar avem și redactori idioți, așa zis, și jurnaliști militari care nu
discută, un serial eu aș face, despre ce a schimbat în strategie, în arta războiului, în armament, acest război. Deci acest război a făcut din Rusia o putere impecabilă. Pentru că a fost pe teren. S-au verificat. Deci, domnul, de putem discuta, nici nu vă imaginați. În primul rând că ești pe teren. Una e pe teren, și ei au făcut războaie pe hârtie, da? Una e pe teren, una pe hârtie. Doi, au învățat în primul rând bătălia mediatică, bătălia de dezinformare. Au reușit o chestie rară, foarte importantă, nefolosirea armelor performante pe care le va folosi în cazul unui război cu NATO. Deci a ținut acest război, rușii l-au ținut în limitele războiului, primul război mondial, războiului clasic, da? Cel mai important, și aici a fost imbecil cei din Occident, pentru că în momentul în care dai tancuri Abrahams, care este bun, ei adversarul, rușii, i-au găsit acul de cojoc. Da. De aia rușii nu au dat armamentele moderne. Că dacă le duci pe teren, unu, a fost un dezastru pentru tancurile Abrahams, pentru Leopard. Deci ele până acum costau, erau la așa, la expoziție, le vedeai în vitrină. Bă, dacă vine tancul Abrahams, acum, de ce să mai cumperi? Cumperi o dronă. Nu dacă... Deci uitați-vă la o noutate, războiul ăla cu Huti, că e interesant. Băi, care sunt aia din Yemen, da? Ei folosesc dronă de $1,000 și americanii folosesc rachete de 1,000,000. Și ei cu o dronă, deci asta a dovedit. Și acum ne întoarcem. Acești tipi care vorbeau în neștire, arată că dacă ar începe un război, rușii în 10 minute termină NATO, că ei nu sunt pregătiți, domnule. Este NATO, este o instituție, organizație, care trebuia să dispară în 1990, pentru că a dispărut tratatul. El a fost înființat ca replică la tratatul de la Varșovia. Au inventat repede, mai țineți minte, terorismul, că trebuia să trăiască, bă, NATO va lupta. Și acum a inventat pe ruși. Dar existența acestei organizații care crește de la o zi la alta își are cauza într-o presiune extraordinară a lui besencisme. Sunt mii, domnul, mii la carte din aia care plimbă hârtii, care hai trăiesc pe salari. Iertați-mă că unii dintre ei realmente sunt tembeli. Ca să nu mai zic, uite, uitați-vă numai puțin ca să vedeți ce e în mintea unora la un dat. Rodrich Kiesewetter, un membru al Parlamentului German, zice pentru un ziar nemțesc, zice așa: Rusia arată desigur, apropo de aceste scurgeri de informații, cât de mult folosește spionajul și sabotajul ca parte a războiului hibrid. Este de așteptat ca mult mai mult să se fi fost interceptat și scurs pentru a influența deciziile, a discredita și a manipula oamenii. Păi bă, nebunilor, nu dădeați mă și voi, noi, partea occidentală, că ăla a sunat de pe front și că i-a zis nevestii si nu știu ce, rusul care i-a zis... Am omorât în Ucraina. Nu știu ce, ucrainean și rusul. Alea cum erau, mă, asta e o interceptare de pe o rețea publică. E ca și când eu m-aș așeza acum cu maestru Cristoiu, povestim despre cum să omorâm pe cineva și unul zice, domnule, i-am interceptat pe ăștia, că vorbeau pe Facebook la un moment dat, ea vorbea pe Webex, da? I-am interceptat pe Cristoiu și pe Turcescu până la cale o crimă. Și noi să zicem, domne, este dezinformare, manipulare. Ba, ți-i nebunit? Despre ce este vorba? Adică mie mi se pare că lumea ori se adresează unor proști maestre, ori lumea nu mai face diferența între unul cu creier și unul fără... Domnul Turcescu, încă o dată, să nu neglijăm acest lucru. NATO este o instituție care e ținută în viață și amplificată dintr-o presiune extraordinară a mii de tip besencisme care trăiesc din asta, nu înțelegeți? Da. Dacă NATO s-ar desființa mâine, nu că Joana și-ar pierde jobul, dar gândiți-vă că sunt generali care stau și mută hârtii acolo la Bruxelles și din asta trăiesc, domnule, sunt bogați, da? Sunteți de acord? Suedia, știți de ce? Că ei s-au bătut, că nu are nicio valoare, că e Suedia, că e Finlanda, dacă e război, apocalipsă, nu mai contează că ești în NATO, că ești în afara NATO, pentru că este o țară foarte bogată.
și poate să alimenteze. De deci nimeni n-a avut până acum curajul să discute, bă, totuși, până la urmă, avem această organizație. Cât din ea este rezultatul unei presiuni? Repet, gândiți-vă, ești general în NATO, acolo, la Bruxelles. Ce dracu faci? Prin hârtii. Uitați-vă la Joana, e secretar general ajung NATO, e candidează pe România. Da, da, da. Între noi, fievă, te întrebă, dar ăsta n-are job. N-are și el ceva de făcut, da? Da. Nu, are birou acolo, te să-mi ducă la servicii pe România. Pe România, mi-ar conveni și mie, trebuia să mă pună pe mine. Da. Că oricum stau în România, făceam emisiuni și eram secretar general ajung NATO. Nu, e foarte important, încă o dată, de-aia spun, repet, este o crimă față de o parte a acestui popor care bănuiesc că mai e încă deștept, nu-i s-a tâmpit, că noi nu discutăm. Deci acest război a adus niște salturi uriașe în manipularea prin presă, în, cum să zic, în distrugerea unor mituri, apariția unor arme noi, drona. Uite, noi mereu spuneam, al doilea război mondial ne-a obișnuit cu bombardamentele, nu-i așa, 4 aprilie, da? Nu mai bombardează, nu mai rentează să trimiți bombardierul, îți vine antiaeriana, ți-l doboră, trimiți drona. Da. oricum, drona e condamnată la sinucidere de când ai trimis-o. Am dat un exemplu. Cine își imagina că rușii vor apela și vor câștiga la tranșee de primul război mondial? Mm-hmm. Nu la satelit, adică lucruri clasice din acestea. Nu mai spun că prima concluzie care trebuia trasă după un an de război este faptul că ne-am înșelat, nu noi, că eu nu m-am înșelat, în legătură cu rușii. Cum poți să fii atât de idiot, de imbecil, să crezi că în cazul Navalnyi răstoarnă Rusia, dacă cunoști istoria Rusiei? Haideți să discutăm puțin despre cazul ăsta și despre manipularea, că dacă tot o legăm așa cu chestia asta. Manipularea din weekend, apropo de înmormântare. Deci ni s-a prezentat toată povestea asta ca fiind, cum să vă spun, momentul ăla în care în Rusia se întâmplă o schimbare profundă în conștiința rusului. Navalnyi, eroul, marele erou, înmormântarea lui Navalnyi. Rușii ziceai că jumătate în Rusia... Tot de Moscova, care are 20 de milioane. E acolo, băi, nene, la înmormântarea lui Navalnyi. Pe bune, despre asta este vorba? Adică, zău, au fost totuși niște sute de persoane la înmormântare. Nu vorbim nici despre mii, nici despre ce e vorba până la urmă. Ce au vrut? Domnul Tulțescu, dacă citești presa interbelică, românească, vei descoperi la două zile Stalin picat. Vorbesc serios, v-am dat deci de exemplu. Era Stalin în fața unei revolte, Stalin cu tare. Și iată că Stalin a trăit și aceiași tip care scriau împotriva lui Stalin i-au luat pupată în fund după 45. Asta este propaganda de război, nu-i presă. În propaganda de război, eu sunt specialist într-un fel în propaganda războiului sfânt. Păi dacă citeai presa românească din anii 41, 44 mai puțin, rezulta că, cum să zic, nu eram tot timpul succese. Și nu era niciun uneori nu erau succese. Pentru că dacă citești articolele din săptămânalul Sentinela, rezultă așa, ca acum, că rușii erau imbecili, că erau analfabeți, că nu știau nici măcar ce e electricitate, dar asta era în presă, domnule. Dar dacă te uiți în stenogramele Consiliului de Miniștri, vei vedea că mareșalul la Consiliu spunea altceva, bă, stați un pic, zice, că rușii nu-s chiar așa, că noi am intrat prost. Adică asta este una din consecințele acestui război, este transformarea presei dintr-o analistă la rece într-un instrument de propagandă. La Navalnyi este limpede. Cine cunoaște istoria Rusiei? Deci, cine cunoaște istoria Rusiei, își dă seama că pentru Putin cea mai mare problemă este acest război. Și eu, cum am zis, nu Navalnyi, o văduvă, dacă se pune în fruntea unei mișcări, e o problemă, că, cum să zic, ai oameni pe front cu... Navalnyi nu înseamnă nimic. Că dacă însemna, nu l-am mormântat la Moscova, nu suntem nebuni. Corect. Nu, sigur. Și că, domnule, domnul Turcescu, cine știe realitățile din Rusia, nu e dictatură de gen Iran. Încă o dată, acolo KGB-ul lucrează
Știți de ce a fost poliție și ăla? Ca să nu fie. Deci acest a fost o manifestare de dizidență ținută sub control. Când eram la Moscova, mi-a zis cineva de la ambasadă, domnule, zice, vedeți că mai încolo de Piața Roșie este un pod pe care, nu știu, care a murit unul și când fiecare zi se pun flori, jumătate din cei care pun flori sunt caghebiști. Nu vorbesc serios. În rușii, sub Putin, cultivă acest gen. Uitați-vă, păi dădea voie, stați un pic. Tot ei spun că cimitirul duminică a fost deschis până la 22. Nu, adică trebuie să fii idiot, adică dacă grija lor a fost să țină sub control. Sub control în sensul, nu știu, să nu sară în aer, să nu știu cine, da? Și în același timp, KGB-ul, FSB-ul, da? Au lucrat în două, în trei, în două puncte fundamentale. Ea, fata, femeia, da, care n-a venit, n-a venit. Domnul Turcescu, domnul, dar vedeți ce presă de 2 lei avem în lume? Și era întrebare, bă, cum nu te duci? Domnul Turcescu le dădea bătăi de cap. Nu că îl răsturna. Imaginați-vă, se urca în avion, că nu e, puteți să te urci, da? Nu mă lăs, da, cu tare. Și al doilea loc în care s-a acționat au fost părinții lui. Acolo s-a acționat, nu se spune. Cum erau tâmpiți de la noi, căci că a sunat KGB-ul la Drich. Da. Domnul, nu înțelege, domnul, încă o dată, jur, nu cunosc nimic din istoria Rusiei, da? Nu cunosc nimic, 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 nimic. Acolo, orgoliu. Și faptul că dobitocii de ambasadori, inclusiv al nostru, s-au dus din Occident și au depus flori pentru propaganda rusească, a fost, bă, ăsta este Occident. Dar stați puțin, că vreau să leg iarăși. Cum că l-am următat, dar da, terminat tot. Vreau să leg lucrurile cumva. Dumneavoastră vorbiți practic în momentul de față, deci pe niște lucruri care sunt evidente, da. Astăzi ați făcut, da, și spuneți un lucru foarte important. Ziceți, dom'le, ăștia nu înțeleg absolut nimic din ce se întâmplă, nu cunosc istoria Rusiei, nu nimic. Dar cum e posibil ca un om care are o licărire de rațiune la un moment dat să îmbrățișeze niște cauze, să se pună în slujba, nu știu, lui Navalny, în slujba lui Zelenski, nu știu ce, să-l ia în brațe și să-l îmbrățișeze, când el habar n-are nimic, nu cercetează absolut nimic. Cum se explică fenomenul ăsta de tâmpire? Pentru că ați vorbit și despre un lucru foarte interesant astăzi în podcastul nostru. Spuneați despre, în pastile, spuneați așa, domnule, ce pe Solzhenitsyn l-au transformat, ați vorbit despre, da, felul în care au interpretat ei opera lui Solzhenitsyn, au zis, Solzhenitsyn e dizident, domnule, e de al nostru, a zis Occidentul. Când s-a întors în Rusia Solzhenitsyn și a început să vorbească, să nu mai fie pe plac Occidentului, brusc au zis, ce am făcut, băi, am dat premiul Nobel ăstuia, bă, domnule Turcescu. Da. Nu știu. Doina se uita, eu nu mă uit la televizor, era un film britanic despre pe domnul liniștit, m-a stricat de râs. Doamne, m-a stricat, nu înțelegeau nimic, nimic. Dumneavoastră nu înțelegeți că nu înțeleg nimic. Cum să înțeleagă aia de la CNN? Nu înțeleg ai noștri. Nu știu istoria Rusiei, nu știu, cum să zic. Hai să vă dau un exemplu de istoria Rusiei, că e fascinant, da? Înaintea Ecaterinei, cea mare a fost unul, Petru al III-lea. Mă rog, ea când a ajuns, a fost soțul ei și ea a dat o lovitură de stat și bineînțeles că l-a omorât, că a murit de colici. Dar nu asta era. Nu era. Știți de ce a reușit lovitura de stat? Că ea nici măcar nu era rusoaică. Nu că era el nebun, că toți de la ei sunt nebuni. De cu Petru cel Mare până la... Nicolae al II-lea a fost de treabă, dar a fost un bou. Dar nu asta era problema. Problema este felul următor. Băiatul era fascinat de Prusia. Uh-huh. Și cum a ajuns țar, că a fost în timp țar, a dat nu știu ce teritorii acolo. În acel moment, domnul, în acel moment. Deci, modernizarea Rusiei, ca să încheie. Deci, Petru cel Mare, da? Toată lumea îl cântă că a modernizat, a occidentalizat Rusia. Păi nu, n-a democratizat-o. Și în timpul lui Rusia a fost mai expansionistă ca niciodată. Ecaterina cea Mare, da? A avut corespondență cu Voltaire. Ea era, l-a adus pe Diderot. Da, domnul Turcescu, dar n-ați desființat eu băgia și... Nu știu dacă mă înțeleg, adică ai noștri înțeleg prin
occidentalizarea Rusiei în sensul că Rusia devine colonie. Nu, nu dacă înțeleg. Adică ei se pot occidenta. Petru cel Mare s-a dus în Occident, a învățat corăbii, dar a învățat ca să-i bată pe occidentali. Nu știu dacă înțelege. Natura lor, ei sunt ruși. Ei sunt convinși că sunt egali americanilor. Noi judecăm pe acești ruși ca noi. Că un leu a venit ambasadoarea Americii la București. Și ei zic, cine e ambasadoarea Americii? Păi cu noi suntem ruși. Nu știu, e greu să-i explic la ăștia. Păi nu, dar cel mai maestru s-a văzut clar cât de ignorant este Occidentul când vine vorba despre Rusia în interviul lui Tucker Carlson cu Putin. Asta e. Da. Tot dragul, nu știa nimic. Tot dragul pentru Tucker Carlson. Dar el s-a dus acolo ca prostul. Deci asta este. A fost o rușine interviul ăla. Adică da, nu știa nimic. De referință istorică despre ruși, să nu înțelegi momentul 1989, să nu înțelegi perestroica lui Gorbaciov și ce s-a întâmplat după, să nu pui niște întrebări, să-l provoci pe Putin să, dincolo de momentul să vină și să-l pui în oarecare dificultate, că trebuia să se raporteze la niște figuri din istoria și din istoria contemporană și din istoria recentă a Rusiei, da? Și atunci vedeam cum juca Putin, de exemplu. Ce zicea despre Yeltsin, ce zicea despre Gorbaciov? Ei, nu, el a defavorizat pe Putin. A și spus, adică da. Când ai un... Știți foarte bine, când îi dai un interviu și interlocutorul e o coțofană, te-a terminat, că te întreabă ce părere aveți despre. Da, da. Dacă spune întrebări în care se vede că știe despre ce e vorba, tu devii, și Putin avea ce răspunde. Domnule, nu s-a vorbit nimic. Deci el candidează nu știu câte oară. Nu l-a întrebat, bă, de ce vrei mă de la această Rusie? Maestre. Vrei să... Este asiatică sau occidentală? Era o temă fundamentală a lor. Corect, da, mă rog. Corect. Da. Mă întorc puțin la subiectul acesta al interceptării cu ofițerii germani. El se adaugă la o serie de declarații și de discuții despre intrarea NATO în război, vine alături de declarația lui Macron că dacă e nevoie trimitem trupe. Acum, interceptarea acestui dialog ne arată că există niște discuții în lumea occidentală, nemții, dar ori fi și la alții, despre cum să trimită rachete către ucraineni care au rază lungă de acțiune și așa mai departe. Toate aceste chestiuni, pe bune, acum pe mine mă îngrijorează mult mai tare decât prostia ăstora, și anume că în lumea occidentală pare să că e deja un soi de discuție pe multiple paliere despre cum să se ducă cu trupe, cu arme și să se intre într-un război frontal cu Rusia. Mă înșel? Bă, eu nu mă îngrijorez, vă spun de ce. Discursul care trebuia chiar analizat. Deci să facem amândoi o axiomă de presă. Domnul Turcescu, eu sunt un om care văd ce se întâmplă acum ca și cum aș citi despre războiul dintre perși și romani. E o istorie, adică nu pot să mă fiu de partea perșilor sau de partea... Mă uit și văd. Adică văd ce urme. Pentru că tot ce se întâmplă acum, dacă o rezista această rasă umană, peste 100 de ani o să studieze. Și a fost un conflict, unul, oare că a fost atâtea de-a lung, în care o țară, America, care o să spună peste 100 de ani, care acum este cât Lituania, că așa va fi, și nu știu, și probabil atunci o să fie, nu știu, Mongolia, am dat un exemplu, habar n-am. Lituania a fost unul dintre cei mai mari adversari ai Rusiei, pentru că la un moment dat chiar voia să o cucerească. Acum are 1 milion de locuri, de-aia am zis. Deci dacă din punct de în acest discurs există un moment extraordinar, l-am sesizat, dar nu l-a preluat. Putem spune așa, băi oameni buni, toată isteria asta cu înarmarea din Occident este, se încearcă farsa din 1985-90. Cursa când la a venit actorul Reagan, el a lansat așa numitul război a stelor, care era o farsă de Hollywood. N-a fost nici... Adică cum se vor înarma ei în cosmos. Dobitocii de ruși de data aceea, nu știu, n-au avut informații, au luat în serios și au luat de la unt și au făcut în înarmare. Și în felul de aia s-a prăbușit comunismul. Putem zice acum, textual, bă, zice, nu mai ține. Acum voi ziceți cu înarmarea ca eu să fac acum... să iau de la protecție socială și să mă înarmez. Deci este mai mult
cum să zic, eu nu le-am în serios, pentru că eu îl consider pe Macron un fel de Napoleon de hârtie, adică ei francezi au momente, mai ales lideri, din când în când, când se cred Napoleon. Gata, s-a terminat. Franța, Anglia și-au expirat, nu știu dacă mă înțeleg, creșterea. Gata, vin alții, nu știu care or veni. Singurul popor care ne-a șocat și aș spunea, au fost rușii. În 1990 toți erau convinși că s-a terminat. Nu știu dacă atent. Gata, era, de aia s-au și purtat americanii așa cu rușii. Numai că ei, nu știu cum, în loc să se sesizeze că, bă, ăsta parcă renaște din cenușă, vorbesc neliniștit, da? Când credeai că în 41, domnul Tuțescu, erau la porțile Moscovei. Da, da. Cine se duce, dacă se duce, și v-am zis, vii de la Șeremetievo spre centru, vei vedea pe drum niște, un monument care arată că, bă, aproape că intrau în Moscova. Gata, toți erau convinși, toți și Hitler, gata. Uite că nu s-a terminat. Eu nu spun nici ca, eu spun ca analist. Noi nu facem altceva decât zilnic subestimăm adversarul. Zilnic subestimăm adversarul din motive de propagandă, Navalny, facem din... a fost o chestie. Cât au fost? Moscova are 20 de milioane de oameni. Au venit cât? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Unii poate au venit pe rețelele sociale. Hai să mă duc. Când au închis cimitirul, nu s-au mai dus. Adică, nu se, spuneți-mi și mie, de ce dracule ai noștri sunt tâmpiți sau se fac? Adică nu poți să spui că Navalny o să-l răstoarne. Că nu acolo e problema. Nu mai străi, eu am observat de mult și în presă și în comentatori, zic și eu așa, ca punct de vedere. E un soi de haită. Dacă nu faci parte din haita aia de acolo, începe să devine... Domnul, v-am mai spus încă o dată. Domnule, m-am uitat câteva minute la Pădonul Liniștit în variantă britanică. Sholhog. Nu înțelegeau nimic. Dar nimic. Băi, toată ăla, nebunia cu cazace, cu orgoliul lor, cu faptul că la ei calul era mai important, nu înțelegeau nimic. Era un fel. Au făcut război și pace americane. Te strigi de râs. Este un film western. Nu se înțeleagă ei toată aia cu Bezuhov, cu Volkonski, cu Natasha. Și, cum am zis eu acum, cum să vezi, domnule, din Bulgakov film anti-Putin? E Bulgakov. Nici nu vreau să mă uit. Și eu îl iubesc pe Bulgakov și mi se pare că... Păi, dar e o prostie, domnul, poate că așa a fost. Să faci maestru și Margareta să vii să-mi spui că, de fapt, este împotriva lui Putin. Ați înțeles încă o dată, încă o dată la Solzhenitsyn, este cel mai rusofil scriitor pe care nu se văd. Pentru că are tema asta, noi rușii care suntem martiri, o știu. Da. Ca la Dostoievski, ca la tot. Și eu, bă, este, zice, au făcut un film în care este împotriva lui Putin. Mai să se întâmplă acest fenomenul ăsta. Vă aduceți aminte ce iubea Occidentul, filmele lui Nikita Mihalkov? Da. Erau nebuniți, deci toți. Dar după ce a făcut ăla cu Stalin, deci, mai puțin. Iar Nikita Mihalkov în momentul de față ține un blog video, da, senzațional de bine filmat și nu știu ce, în care îi omoară pe occidentali, îl cântă pe Putin și acum toți îl urăsc pe Nikita Mihalkov. Nu mai contează filmele pe care le-a făcut. Da? E un nenorocit pentru că este de partea lui Putin în momentul de față. Asta e lucrurile. Până dacă ați fi rus. Da. Dacă ați fi scriitor rus, încă ați fi nebun. Pentru că mașinăria lui, care e foarte bună lui Putin, prezintă acest război, nu se bat cu ucrainenii, se bat cu Occidentul, nu înțelegeți? Da. Totdeauna Rusia a fost în război cu Occidentul. Toți țarii ruși, ba au cucerit o halcă din Prusia, ba o halcă din Suedia. Adică au fost tot timpul într-o expansiune. Cine crede că rușii zic, aoleu, să nu ne batem cu americanii. Rușii zic, și cine sunt americani? Dar e greu să-i spui poporul ăsta. E complicat. Care, cum am zis eu, care e speriată că a venit ambasadoare. Cine e ambasadorul? Câteva știri pe scurt de comentat. Interne. Da, Ion Iliescu a dat un interviu la 94 de ani. Sigur, un interviu din ăla, mă rog,
făcut cu un fost, ca un consilier de-al lui, încă înțeleg. Da, unele lucruri nu le-a abordat. Ionuț Vulpescu, n-am citit tot interviul, am citit o parte din el. L-ați parcurs? Ați avut răbdare? Da, e mai altfel, dar are aceleași clișee. Eu nu am fost, mulți au fost. Am văzut și eu, da. Hai, domnul, da. Iar începe că Ceaușescu, când s-a întors din Coreea de Nord, a vrut să facă Coreea de Nord și l-a dat pe el afară. Nu l-a dat pe el afară că era, cum să zic, se ținea de actrițe. Ea și zice Ceaușescu. Hai, domnule, nu. Am scris despre asta. Nu? Mă rog, și nu l-a întrebat de teroriști. Nu, hai, trebuie, da. Nu, na, sigur că e mai omenesc, mai nu știu ce, e un an în care el e mai bătrân decât, dar nu ai ce să scoți de la Iliescu în legătură, pentru că chiar în legătură cu Ceaușescu, minte, chiar mă pricep, am scris un eseu de 50 de pagini. Dar acum, întrebare așa, vă cer dumneavoastră un punct de vedere. Ion Iliescu, care e deținătorul totuși și depozitarul unor informații extraordinar de importante, chiar pentru istoria noastră națională, el în acest moment nu vorbește despre lucrurile astea pentru că nu vrea sau pentru că el trăiește într-o utopie, într-o iluzie, într-un fel în care și-a... E activist de partid, domnule. E comunist. Aha. E activist de partid. Gândiți-vă, e foarte important. El este din 47. Unu, primul lucru foarte grav în viața lui, el era activist, era la UTC, a fost și pe șantierele, a fost și în Iugoslavia pe un șantier de muncă patriotică, era dosarul taicăsu. Da. Taicăsu în, la, acolo, a fost în lagăr cu, la Târgu Jiu, a ales partea elaltă, anti-Dej. Nu dacă ați înțeles. Când a ieșit, evident că Dej l-a căpăcit în sensul că nu i-a dat o funcție, a murit, nu știu, 45 sau 46, am găsit-o chiar un anunț, dar el era fiul, sub Dej, fiul ăla, nu știu dacă ați înțeles, da? Și este foarte perioada stalinistă. Domnul Turcescu era o perioadă în care te-a învățat să ții gura. Pentru că o vorbă aruncată în vânt, mă rog, acum te vine și ADNA, te trimitea în Siberia. Deci, ei s-au învățat un lucru extraordinar, toți activiștii, inclusiv Ceaușescu, să tacă, să mintă, să fie viață dublă. Adică niciodată nu știai. Și atunci, și după 90, el a rămas activist, are frâna aia. Am înțeles. Dacă da, bună explicație. Vorbesc serios, e foarte important. Frâna aia, pentru că n-ai cum, când era tânăr, trebuia să taci. Da. Nu știi cu cine vorbeai. De aia, și aici închei, de aia Ceaușescu a ținut foarte mult la nevastă sa. Singurul care era, să nu uităm că și Ceaușescu a trecut perioada asta, domnul Turcescu, gândiți-vă că unul numit Pătrășcanu a murit. Gândiți-vă că una numită Pauker, care era vedeta mișcării comuniste internaționale, era pasionaria de Balcani, amanta lui Moris Tores, făcuse și un copil cu el, da? Ea a sfârșit ca nimeni. Adică acolo, asta vreau să spun, domnule, bătălia aia, mai ales în perioada stalinistă, trebuia să știi, și singurul om apropiat era nevasta. Adică cu nevasta erai spate în spate. Așa și când a ajuns bătrân, Ceaușescu a depins foarte mult de nevastă, nu în sensul, nu în sensul că era slab ca bărbat. Era singurul om în care puteai să ai încredere, nu știu dacă înțelegi. Corect. De-aia, e explicabil. De-aia nu zice, nu n-ai cum, nu poți să afli, nu cred că are jurnal, nu va scrie că comuniștii nu au jurnale. A apărut din nou o temă care aș spune că e chiar recurentă în politica românească. Știți că despre Ceaușescu s-a spus că a avut legături homosexuale în pușcărie. După aia a venit un moment în care despre Adrian Năstase era în spațiu public învârtită această chestiune cu homosexualitatea. Acum i-a venit rândul lui George Simion, care în direct la televiziune, nu știu ce, vine Ilan Laufer și ne spune că are o amantă sub forma unui alt om politic. Cucșa sau nu știu cum îl cheamă pe ăla, mă rog, n-are importanță. Chestia asta e făcută pentru că AUR crește foarte mult în sondaje și o mare sperietoare, maestre? Credeți? Nu, aia este răzbunare Rodan Voiculescu pentru povestea cu Piedone. Piedone este în negocieri cu AUR să fie candidat. Da.
Dan Voiculescu... Candidat la primăria capitalei, da? La primăria... Aur care, dacă se reușește, va fi o mare victorie, pentru că el chiar se potrivește cu Aur. Da. Adică, pentru orice alt partid nu merge, dar Aur... Aur. Bun. Și ar putea să ridice mari probleme, inclusiv candidatului unic. Și jocul lui Dan Voiculescu este următorul. El nu vrea, adică el spune că poate să fie candidatul partidului ăla, PUPSL, că mereu o să pronunț, cum se spune unui partid PUPSL. Deci se spune ceva, nu știu, PCR, PNL, PSD, se poate să pronunț, da? Forță, PUPSL, da? Și îl ține, că nu e foarte important, ca instrument de șantaj pentru PSD. El are neapărată nevoie, are deja o listă pentru europarlamentare de vreo 10-15, pe care vrea să-l pună pe lista PSD. Că e așa au fost. Este inclusiv o jurnalistă de acolo, moderatoare, care este apropiată de el. Deci el le binecuvântează pe ăștia punându-i pe liste ca să meargă acolo la un concediu. La Bruxelles. Promite că în momentul în care au început negocierile, el a fost lipsit de acest instrument de șantaj. Și atunci, eu știu bine, Antena a dat dispoziție, pentru că ce s-a întâmplat la emisiunea este incalificabil, domnul. Nu ai voie, iertați-mă, adică CNA-ul, în loc să dea premii, trebuia să intervină. Nu există așa ceva, n-ai voie să lași pe unul să vorbească despre viața intimă a cuiva în plin, pentru că se poate întâmpla chiar redactorul respectiv. Ăla bătea câmpii, nu știu. Era, nu era adevărat. Că era ideea că omul cu familia, nu, dar nu poți să-l lași. Iar el a fost chemat din adins. Ce dracu, am văzut partea aia. Ei erau de genul, aveți dovezi? Păi cum să ai dovezi? Aici, nu se, aici exact, e un subiect care nu se discută. Da. Noi am dus între eu, ca jurnalist, 90-96, unul dintre cele mai mari războaie împotriva lui Ilescu. Eu nu m-am legat niciodată de viața lui intimă, de viața lui sexuală, de nevastă sa. Nu se face. Dar ăștia, acest moment ne arată până unde o să coboare, deja coboară bătălia, da? Da, este mai un lucru care... Da, o să urmeze... Domnul Turcescu, scandalul cu Biblioteca Cioroianu Națională. Cioroianu versus Șercan sau invers. Ei, nu, acolo a fost foarte interesant. Una, un cititoare, Emilia Șercan, nu contea, a scris unde ea că era frig la bibliotecă, da? Păi nu răspunde directorul, domnul, sta să ne lămurim. Păi nu, Cioroianu i-a răspuns ca să poată să dea în gât povestea cu Joana. Eu mă așteptam ca faptul că ea a primit misiune să verifice plagiatul unui om după 20 de ani, eu trebuia toate partidele să explodeze. Domnul Turcescu nu mai merge. Adică ce a dezvăluit ăla trebuia să zgudie societatea românească. Bă, sunt iar o luăm la capăt. Are 20 de ani, o fi plagiat, nu știu. A trecut prin candidaturi, da? Și deodată vin niște șmecheri și zice, ia să ne ducem noi la Emilica, la Milica și să-l dăm în gât. Nu se face, domnul. Dar nu mai se face. Văzut cât cum e viața asta românească? Cioroianu, care e toată ziua pe la Digi24, idol al tefeliștilor și așa mai departe, dintr-o dată, dar dintr-o dată, deci pac, în două zile, ca să zicem așa, l-au lapidat, l-au băgat în... Dar nu, de-aia am spus această dezvăluire făcută de... Domnul Turce, dezvăluirea trebuia să ne cutremure. Da, ca și povestea cu Simion. Pentru că arată... Deci, hai să ne lămurim cu atât. El și-a dat teza acum 20 de ani. Da. 20 de ani. Bun. Dacă și-o dădea ieri, explicabil. Bă, a venit vânătoarea de plagiatori și a zis, bă, ia să vedem. Dar ea, nimeni, a candidat la președinție, este secretar general junată. Și deodată, când el candidează independent, vine una, Emilia Șercan, zice, bă, ia să dăm a plagiat, domnul Turcescu, nu se face. Unu, ca gazetar, eu n-aș fi făcut în veci asta. Chiar dacă știam. Spuneam, bă, nu intru, deja dacă mă apuc acum, pute. Dar dacă s-a ajuns ca pe televiziune să se vorbească despre viața sexuală a unui politician, care este adversarul lui Dan Voiculescu. Dacă s-a ajuns ca... Hai să vedem ce are el în trecut. Nu, repet, poți să te legi acum.
Este foarte grav. Deci vom începe și suntem numai în martie. Da. Dacă imediat ajungem la bomba zilei de astăzi. Vreau doar să semnalez apariția în evenimentul zilei. Vă arăt imediat. Mai întâi o bombiță, ca să spunem așa. Sebastian Burduja a câștigat procesul cu Patrick Andrei de Hillerin. Daune morale de 25.000 de lei. Da? Știți, procesul în care Patrick Andrei de Hillerin a scris despre felul în care, mă rog, a murit un copil al lui Burduja, o nebunie întreagă, dar 25.000 de lei daune morale plus publicarea acestei sentințe, nu știu câte publicații și așa mai departe, și ajungem la bomba zilei. Sondaj Sociopol, maestre, fiți atent. Al lui Pavel, da? Care pune niște întrebări foarte mișto. Deci sunt două chestii. Mai întâi, dacă duminica viitoare... Nu știu, prezentați-mi. Ia uitați-l. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri europarlamentare, dumneavoastră cu ce reprezentanții cărui partid ați votat dintre următorii? Deci e cu sondajul închis, cu listă, da? Scenariul A. Atenție, pentru început, PSD-PNL împreună. Alianța PSD-PNL are 42%. AUR 28%, da. Alianța USR-PMP Forța Dreptei 15% și după aceea UDMR-ul 5%, așa că la 3 nu mai contează. Dar atenție mare, ăsta e scenariul A, PSD și PNL împreună fac 42% și AUR 28%. Următorul scenariu, scenariul B, dacă PSD și PNL nu ar merge împreună, PSD-ul 31%, PNL-ul 17% și AUR 24%. Alianța USR-PMP Forța Dreptei 13%. Deci atenție, dacă merg împreună, ăștia fac 42%. Dacă merg separat însă, dacă am adunat procentele, ar face 48%. Sunt 4% care în acest context, după cum se poate vedea, dacă merg separat, AUR-ul face doar 24%, dar dacă merg împreună, potrivit sondajului făcut de Sociopol, AUR-ul face 28%. Cu alte cuvinte, alianța PSD-PNL, dacă ne luăm după acest sondaj, nu și atinge obiectivul de a face mai mult împreună decât separat. Nu, eu spun că dacă Ciolacu cu spire la ce cere să se respingă comasarea, PNL-ul se poate duce să culce. Da, corect. Domnul Turcescu este, nu am pomenit în istoria post-decembristă, un partid, PNL, care, țineți minte, care să fie atât de speriat de faptul că îl lasă, că nu-l mai ține de mână PSD-ul. Deci vorbesc serios, este și candidatul, deci ei sunt atât de speriați de examenul votului de acest an, încât, cum să zic, eu am făcut aia, dar nu vreau să o fac decât în video, comparația cum e, cine cu nasul, dar dincolo de asta pot spune așa, este pentru PSD, pentru PNL este un copil de grădiniță, o fetiță, și tatăl masiv este PSD. Nu există, tot ce fac ei la ora actuală sunt din ideea să nu cumva să ne lase tătucul Ciolacu din mână. Uh-huh. Dar vă atrag atenția asupra, apropo de, deci, domnul Nentă, eu făceam numai europarlamentarele separat. Vă spun și de ce. Pentru că Europa, am mai citit, este examen de vot, de furie. N-am nicio îndoială. Nimeni nu va gândi la vremea respectivă, dacă făceam numai europarlamentarele, și putea să și câștige AUR. Pentru că, din punctul de vedere al structurii de putere din România, nu înseamnă nimic. Poți să ai și 20 de europarlamentari. Se potolea și localele din septembrie, erau mult mai potolnuți, nu mă gândesc. Da, bun. Și ce se va întâmpla acum? Este riscul ca la locale unde PNL și PSD sunt separat, da? Oamenii se voteze AUR. O să vă spun de ce. Un om, hai să luăm un județ, Vrancea, da? Un cetățean din județul Vrancea va primi 4 buletine. Da. Nu la eu, nu 5. Europarlamentarele votează acolo, să zicem, nu știu, PNL, PSD. La locale primește 2 buletine pe om. Primar,
Președintele Consiliului Județean. Și președintele Consiliului Județean. La primar nu va conta partidul. Sunteți de acord? Mm-hmm. Deci, nu știu, mai ales acolo unde, nu știu, Toma la Buzău, e Toma, nu știu. Lumea va vota, sau Boc. Ce, bă, mă duc și îl votez pe Boc, pro sau contra, da? La președintele Consiliului. Da, domnul Tocescu, dar sunt două buletine unde se scrie așa. PSD, PNL, AUR, sau invers. Unde nu mai e nume, dacă ați înțeles. Da. Da. Și s-ar putea ca Nea Gheorghe, furios în continuare, să zică, bă, nu văd, pentru că, repet, la primar nu va conta. Deci primarul a chemat oamenii la vot, da? El e penelist, da? Oamenii vor ieși la vot pro sau contra, fără să țină cont că e penelist sau pesedist. E om, da? Dar dincolo, eu spun încă o dată, este riscul că omul să zică, opa, iar mă, PNL-PSD, nu vreau. Uh-huh. Asta este riscul. Dar tot ce se întâmplă acum în România este grija ca nu cumva acest 9 iunie să ducă la debarcarea lui Ciucă. Și atunci, păi să faci candidat unic la București, spuneți-mi și mie. Păi spuneți-mi și mie în București, da? Va fi, păi, maestre, știți ce urmează? Știți că mâine, azi e 4, dar mâine e 5. De mâine, România întreagă o să îmbrace haine de sărbătoare, maestre. Mâine va fi. De începe ce? Congresul PPE la București. Ah, nu are nicio vală. Știți ce se întâmplă? Ne-a anunțat, de exemplu, sunt ăștia de la liberali, zic așa. Congresul va beneficia de prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Deci, au scos-o pe asta de zici că este, cum să spun, a venit Mesia, da? Ursula von der Leyen. Roberta Metsola. Aia este o, vai mama, e președintea Parlamentului European. Dacă auzi cum vorbește, zici că e un soi de-asta. Era una pe vremuri de la Ploiești, Roberta Anastase, da. Așa e, un soi de Roberta Anastase. Era tot model. Metsola, da. Dar și a 13 șefi de state și de guvernă din Uniunea Europeană. Cine? Nu știu. Mai 13, nu știu, știe cine. Eu sunt curios. Păi va enerva pe bucureșteni. Vreau să știu dacă vine Victor Orban, eu sunt foarte curios. Ăsta e momentul. La Congresul PPE de la București vine Victor Orban sau nu? Ai foarte domnul interesant. Domnul Turcescu, care e adevărul? Mm. Că am văzut că Ciucă și trompetele peneliste spun, domnule, ce mare victorie a poporului român. Da. Domnul Turcescu, de ce vin aici? Pentru că costă mai puțin. Dacă organizezi un asemenea congres la Berlin, pe când aici vă imaginați cu pahon, s-o aranjează la hotelul ăla mai puțin, nu știu, adică totuși trebuie să-i întreții, sunteți de acord? O fi dând Uniunea Europeană, dar mai dăm și noi, dar eu nu are nicio valoare, domnul Turcescu. N-are, poate să vină... Care marele punct al acestui congres pe care îl scot în evidență, știu că risc să vă enervez, dar trebuie să vă citesc. Un punct aparte pe agenda congresului este sprijinul militar și financiar acordat Ucrainei. PPE intenționează să solicite Comisiei Europene și NATO un plan dedicat pentru victoria Ucrainei în războiul cu Rusia. În acest sens, PPE asumă necesitatea creșterii sprijinului financiar pentru Ucraina printr-un efort colectiv al statelor membre. Da? De asemenea, draftul rezoluției PPE face referire la necesitatea unui plan B în cazul în care ajutorul SUA va fi blocat de Congresul American, respectiv de suplimentare a bugetului pentru Ucraina. Bă, deci nenorociți ăștia, moare o Europa întreagă, se duce naibii. Din punct de vedere economic, sunt probleme. Fermieri în stradă cu tare aia, bă, pe ei aia grija, că era să o zic, da? De Ucraina în momentul de față. Asta este marea rezoluție a Partidului Popular European de la București. Se va consemna acolo. La București am făcut această rezoluție prin care Ucraina, Ucraina, Ucraina. Bani mulți pentru Ucraina. Ăștia sunt nebuni, maestre? Nu. Păi ce ați vrea să... Dumneavoastră nu înțelegeți că n-au ieșire. Deci ei trebuie să meargă înainte pentru că, nu, dacă război, o să mai dureze încă vreo 20 de ani, pentru că nu au. Cum să spui că ai fost înfrânt? N-ai cum. Și atunci, v-am mai spus eu că sunt specialist în asedierea Constantinopolului. A fost 28 de asedii. Ultimul care era, nu ultimul, Mehmet, că l-a ieșit, dar și ăla putea să nu iasă, Murad, adică după vreo lună, ei plecau. Zicea, bă, gata, nu putem. Adică, din cauza... Da, dar pe vremea aia era mult mai ușor să te recunoști înfrânt. Băi, făcea imediat un armistițiu. La noi nu, ei n-au curat după ce
În februarie 2024 au considerat 2022 că acest război e al lor, cum să spui că ai pierdut, că te-a bătut Putin? Și toți speră, ba că moare Putin, ba că nu știu ce. Na, da. Ce să facă cei? Păi, dar cel mai mult iar îmbracă sărbătoare. Ah, ce va fi. Mâine toate trompetele vor suna că a venit cu... Maestre, o să fie o nebunie întreagă, o să-i vedem pe ăștia toți. Dar Iohannis vine? Păi cum vă dați seama, bineînțeles? Nu cum cred. Păi și unii găsești loc. Unde-i? Stați că e o problemă. Maestre, și unde va sta? Va rosti un cuvânt, probabil de bun venit. Cine o să rostească? Ciucă? Nu merge, cred că Iohannis o să rostească un cuvânt de bun venit pentru delegații la Congresul PPE. El în calitate de... Așa, dar credeți că Ciolacu va trimite un mesaj? O, da. Pe teritoriu. Păi organizează guvernul. Nu contează, nu contează, dar nu se știe. La un moment dat vor fi împreună, în același partid, PSD-ul și cu PNL-ul. Ei vor sta crăcănați între socialiști și populari. Mai am o singură rugăminte, maestre, pentru finalul acestei întâlniri. Vreau să știu punctul dumneavoastră. Ce ați înțeles? Că eu n-am prea înțeles de asta, zic, poate mă lămuriți. Ce s-a întâmplat până urmă la Sinodul Bisericii Ortodoxe Române? Ăsta în care s-a dat mustrare pentru Teodosie și mai întâi l-au pus pătușă pe Bănescu, după care Bănescu a ieșit repede supărat și a zis că nu l-a pus nimeni pătușă, după care însăși cancelaria sinodului a venit să spună că nu l-au pus pătușă pe Bănescu. A sunat cineva pentru Bănescu și a zis, aveți grijă de el, nu-l lăsați șomer, ce s-a întâmplat? Cine e Bănescu? După am spus, el, am și spus, repede la noastră, comunicatele lui, dacă ar fi vorbit așa Iisus Hristos, nu ar fi avut creștinism. Nu există, domnul, încă o dată. Comunicatele bisericii ortodoxe trebuie să fie, nu știu cum, te ridici în picioare. Ele sunt, eu nu înțeleg nimic, eu. N-am înțeles, este laic, eu n-am înțeles niciodată de ce este el. Probabil că sunt niște forțe din afară care nu are nicio treabă. Nu, purtătorul de cuvânt nu trebuie să amestece în bătălii și cu tare. El l-au cam dat, păi, au zis, da, până la urmă a zis că nu numai el comunică cu tare, da. A, deci e o formă elegantă de a-l scoate pătușă cumva, așa au zis în prima fază să-l... Da, pentru că el este, cum să zic... Gruparea GDS, eu cred că e membru de la GDS. Da, da, da. Dar repet, deci încă o dată, dacă te uiți, textele scrise, transmise de biserică sunt simple, că Iisus vorbea simplu. Imagina că vorbea Iisus așa cu ăia, cu vame și cu ce erau ăia pe acolo, cu pescare. Eu vorbesc serios, nu înțelegea nimeni nimic. Cum să el este, domnul Turcescu, este un gen de, așa zis, întrebări pe care eu nu l-am suportat toată viața, pentru că a fost și Patapievici, la fel, folosește niște cuvinte mari pentru care fătucele cad în fund, zice, băi, a zis existența în sine. Și când îl iei la... Vezi că nu spune nimic. Adică e limbaj din acesta sofisticat și el apelează la niște concepte pe care nu le înțelege. Nu le ține. Și forșa nu mai spune bă ce deștept. E citit, da. Nu. Omul deștept intelectual și ăla este accesibil. Nu pot să spun. Pământul e o plăcintă. Nu pot să zic pământul care este super bol. Da. Ia spuneți, cum va fi cu candidatul unic? Hai că să-mi place cel la mai ce, maestre? La primăria Capitalei? Da. Cum nu adică? Va. Nu, ce? Va. Nu va fi. De ce? Nu vor avea candidat unic. Nu se poate. Toate calculele dau cu minus. Deci toate calculele dau cu minus. N-ai ce să faci. Să... L-am auzit păi nu, pe Răzvan Bogdan, care a avut un discurs interesant săptămâna trecută, așa, nu știu în ce tip, undeva mea. A zis PNL va avea candidat propriu la primăria Capitalei. Eu cred că în cele din urmă vor merge pe candidat propriu. Nu merge. În toate calculele nu le dă nimic. Păi dar cum? Dar nu trebuie calculele, domnul Turcescu. Da. Dacă este firea, niciun penalist nu o votează. Exact, e PSD-ist, iar dacă este burdușa, niciun PSD-ist. Sunt nebuni. Nimic. Asta zic. Deci nu le dă cu minus fără discuție. Deci nu vor avea candidat. Iar asta cu omul de afaceri, iertați-mă, care să vină. Nu că merge. Da. Nu, iarăși nu merge. Adică nu e. Dacă nu e, nu e.
și vor avea multe probleme din categoria asta, pentru că și-au mai pus ei problema să facă și la sectorul 1 la fel și nu știu ce. Și mie că dacă o țin așa, ne alegem tot cu Nicușor, cu Cășin. Domnul, trebuie să spunem în încheiere, ei fac o mare greșeală și cu liste comune. Românii vor anul ăsta să aleagă. Da. Și în consecință e dreptul lor de a alege. În momentul în care faci combinații din ăsta, el enervesc, el nu lasă să aleagă. El vrea să aleagă între Burduja și Firea. Așa vrea el. E anul în care, nu uitați că alegerea este și o chestiune de telenovelă, nu-i așa? Bă, mă duc și botez pe aici. Da. Acum, dacă îmi dă listă comune... Românul iubește telenovele. Apropo de telenovele, aveți idee ce caută Maia Sandu în România zilele astea? Nu cred că vine la PPE. Nu știu ce să zic, da, zic că se întâlnește cu... Nu și-a declarat scopul și durata vizitei, ca să zicem așa. Da. I-a zis că se întâlnește cu... Are întâlnire cu moldovenii din asta, da. O fi candidat la președinție și noi nu știm. Nu. Vine, cred că vine la PPE, se vârâșe. Da. V-ați uitat acolo la Shogun? Mai este atât, vă întreb. Două episoade din Shogun? N-am văzut. Eu mă uit la un serial turcesc. Trebuie să vă uitați la Shogun. Am impresia că mai există un pic de speranță. E serial din ăsta făcut. E incorrect politic, maestre. Așa ceva? Da? Zău, vorbesc foarte de ce, ca în carte. Adică nu ține cont de ăsta. Nu, n-am... Mă gândeam că am o listă mai lungă. Mă gândeam că văd japonezi negri în film, că asta era, dar nu. Nu, am scăpat de chestia. Pregătesc la broșura cartea Picătură de Istorie și sunt cu asediu Constantinopole. Sunt la Mehmet. Încă acolo, 1453, da. Mulțumesc foarte mult, maestru. Bine, și eu vă mulțumesc, vorbim. Bucurie de a dialoga împreună în zi de luni. Oameni buni, de mâine, cum spuneam, țara toată în sărbătoare, ce o să vedem noi pe aici, pepeiștii ieșind la televizor și anunțându-se minuni de pe plaiul României. Hai că ne avem timp să ne distrăm. Și că așa se lansează campania pentru europarlamentare cu congresul PPE de la București. Vai de capul nostru. Ne revedem curând. Toate bune! We'll be right back.